Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul pentru 2024 promite un an interesant și plin de evenimente. Anul acesta ar putea aduce progrese în carieră și autodezvoltare. Este important să ne amintim că fiecare persoană este unică și are propriul său drum individual. Deci, în timp ce o prognoză astrologică poate oferi sfaturi generale, în cele din urmă alegerea și responsabilitatea pentru viața proprie revine fiecăruia dintre noi. Să aruncăm o privire la ce evenimente astrologice pot afecta viața Racului în 2024. Sănătatea Racului. Horoscopul sănătății pentru 2024 arată că te vei confrunta cu unele probleme de sănătate dar în general anul va fi favorabil pentru întărirea sănătății tale fizice și mentale. În prima jumătate a anului, atenția reprezentanților zodiei se va concentra pe muncă și autodezvoltare. Surmeimajul este posibil în această perioadă, așa că acordați-vă suficientă timp pentru a vă odihni și a vă relaxa. Ar trebui să acordați atenție sănătății sistemului digestiv. Tot în această perioadă pot apărea probleme cu digestia, mai ales din cauza stresului și a grijilor gospodăriei. Este important să urmăriți dieta și să evitați supraîncărcarea emoțională puternică. Iunie, când Mercur se află în casa ta a 12, -a, poate fi o provocare pentru tine în ceea ce privește sănătatea. Problemele cu sistemul nervos și cu somnul sunt posibile. Așa că acordați atenție rutine zilnice și încercați să vă relaxați, de exemplu cu yoga sau meditație. Încercați să vă odihniți mai mult și să vă plimbați în natură. În această perioadă se recomandă efectuarea unui examen medical al organismului și, dacă este necesar, începerea unui curs de tratament. Din iunie până în iulie, când Venus se află în prima ta casă s-ar putea să simți o îmbunătățire a sănătății și o creștere a energiei. În această perioadă, fii atentă la corpul tău și ai grijă de el, făți timp pentru activitate fizică și pentru o alimentație sănătoasă. O perioadă deosebit de favorabilă pentru sănătatea ta va fi septembrie-noiembrie, când Marte se află în casa ta prima. Acesta este un moment în care te vei simți mai puternică, mai activă și mai energică decât de obicei este important să rețineți că Jupiter va fi în a 12-a casa voastră începând cu luna mai, așa că nu vă ignorați nevoile emoționale. Încearcă să comunici cu cei dragi, fi creativă, fă ceea ce îți place și găsește timp să te relaxezi și să te distrezi. Acest lucru vă va ajuta să mențineți un echilibru psihologic și să vă îmbunătățiți sănătatea. Cariera pentru RAC În 2024 Racul va trebui să facă o serie de pași importanți în domeniul dezvoltării cariere și a emancipării profesionale. La începutul anului, vei simți un impuls puternic și o energie pentru a începe noi aventuri și proiecte. Vei fi hotărâtă și încrezătoare în acțiunile tale. Acesta este și un moment favorabil pentru a vă îmbunătăți abilitățile, pentru a studia, pentru a urma cursuri și perfecționări de master, pentru a învăța limbi străine. Perioada din ianuarie până în mai va fi favorabilă creșterii tale profesionale. Puteți obține o promovare în această perioadă, puteți obține o nouă poziție sau puteți găsi un nou loc de muncă. Jupiter, care se află la 11-a casa Atantaur, îți va oferi oportunitatea de a-ți extinde contactele și de a găsi noi oportunități de carieră. Proiectele colective precum și activitățile prin internet, rețelele sociale și blogurile vor fi cele mai active. Horoscopul anului 2024 recomandă racului să menține relații pozitive în echipă, să întărească legăturile cu partenerii. Munca în echipă îi va ajuta pe reprezentanții semnului să realizeze progrese în activitățile profesionale. Abilitățile tale de comunicare și relații vor juca un rol important în atingerea obiectivelor tale în acest an. Perioada din iunie până în noiembrie vă va ajuta să obțineți noi parteneri și să creați o impresie pozitivă asupra celor din jur. Acesta este un moment bun pentru călătorii de afaceri, activități de negociere și formare. Toamna de vreme va fi o perioadă favorabilă pentru stabilirea relațiilor de afaceri. În acest moment. Racul va avea multe oportunități noi de a-și extinde contactele și de a profita, dar nu uitați de valorile și convingerile personale în acest proces. În general, 2024 va fi o perioadă de schimbare și creștere pentru Rac în carieră și afaceri. Este important să rămâneți flexibile și deschise către noi oportunități, dar nu uitați de valorile și convingerile voastre. Fii atentă la afacerile tale financiare și nu uita de viața și sănătatea ta personală. Banii și bunăstarea financiară. Conform prognozei pentru 2024, racul va avea ocazia să-și îmbunătățească situația financiară. Începutul anului este favorabil dezvoltării de proiecte comune cu partenerii de afaceri. În acest moment, este posibil să primiți plăți mult așteptate asistență din partea guvernului, plăți de asigurări sau pensie alimentară. Acesta poate fi un moment favorabil pentru a vă revizui planurile financiare, pentru a crea un buget și pentru a vă gestiona cheltuielile. În iulie 2024, două planete, Mercur și Venus, vor trece deodată prin al doilea sector al horoscopului tău, ceea ce îți va îndrepta atenția către finanțe și câștiguri. În această perioadă, veți putea să vă creșteți semnificativ veniturile, să primiți profituri comerciale, bonusuri sau creșteri de salariu. Aceasta este o perioadă favorabilă atât pentru investiții, cât și pentru achiziții majore. Mercurul retrograd în aprilie, august și noiembrie poate duce la o anumită incertitudine și întârziere în tranzacțiile financiare. În acest moment, cel mai bine este să renunțați la achiziții majore și tranzacții comerciale. Racul ar trebui să fie prudent în deciziile financiare în timpul retrogradului Mercur și să acorde o atenție deosebită detaliilor și aranjamentelor. Septembrie 2024 este un moment favorabil pentru dezvoltarea și monetizarea proiectelor creative. Nativi Irak vor beneficia de dezvoltarea abilităților de marketing și promovarea afacerilor pentru a atrage mai mulți clienți și a crește veniturile. Marte se mută în casa a doua a horoscopului în noiembrie 2024, ceea ce îți va crește motivația și determinarea în chestiuni financiare, dar poate crește și riscurile și nevoia de a lua decizii mai riscante. Dragostea și relațiile. Conform prognozei astrologice pentru RAC în 2024, relațiile vor fi în centrul atenției tale pe tot parcursul anului. Ianuarie 2024 este un moment favorabil pentru a începe noi relații sau pentru a le consolida pe cele existente. Problemele de parteneriat vor deveni importante luna aceasta. Jupiter în a 11-a casă din ianuarie până lunea mai va susține conexiunile sociale ceea ce poate duce la noi cunoștințe și la cercuri sociale mai largi. Perioada din lunea mai până în iunie poate aduce o dorință de intimitate, de a vă regândi viața și relațiile. În 2024, racii vor trebui să realizeze că dragostea adevărată începe cu iubirea de sine, cunoașterea de sine, Dezvoltarea personală și găsirea armoniei în sine îi vor ajuta racii să ajungă la armonie și în relații este important să înveți să-ți exprime gândurile și sentimentele, precum și să asculți și să respecti opiniile celorlalți. Trebuie amintit că nu există un partener perfect, fiecare persoană este unică cu propriile puncte forte și puncte slabe. Înțelegerea acestui lucru va ajuta racul să devină mai tolerant și mai înțelegător față de ceilalți oameni, ceea ce, la rândul său, va duce la o relație mai armonioasă. În perioada iulie-septembrie, racul așteaptă o viață socială activă. Sunt posibile diferite excursii în acest moment, în care puteți întâlni oamenii noi. Acesta este, de asemenea, un moment pentru socializare și petrecerea timpului activ cu prietenii. Activitatea ta poate duce la cunoștințe noi, eventual romantice și la consolidarea relațiilor existente perioada din august până în octombrie va îndrepta atenția racului către probleme legate de familie, casă, parteneriată și copii. Cei dragi vă vor cere atenția. Păstrați o atitudine pozitivă și nu uitați să arătați grijă și atenție. Având în vedere că Marte se mută în zodiata în septembrie și apoi rămâne în semnul tău pentru restul anului, s-ar putea să experimentezi sentimente crescute de iritare și intoleranță în relații. Totuși, acesta este și un moment în care poți fi mai hotărâtă și da impuls împotrivit relației tale. Horoscop 2024 pentru bărbatul RAC Horoscopul pentru bărbatul RAC spune că vei experimenta o serie de schimbări în viața ta. Aceste schimbări pot provoca o anumită anxietate sau incertitudine în viața ta, dar vor aduce și noi oportunități și perspective. 2024 va fi un moment bun pentru a vă consolida relațiile, fie că sunteți cu un partener de relație, cu familia, prietenii sau colegi de muncă. Încercați să construiți relații mai profunde și mai conștiente cu cei la care țineți cu adevărat și conectați-vă cu oameni care vă inspiră spre noi realizări. Încearcă să fii sincer cu tine și cu ceilalți și nu-ți fie teamă să-ți exprimi gândurile și ideile. Anul 2024 va fi, de asemenea, favorabil creșterii personale și dezvoltării spirituale. Racul va fi inclinat să reflecteze asupra valorilor vieții și să caute noi căi de auto-îmbunătățire. Tranzițiile planetelor vă vor promova creșterea în carieră și vă puteți aștepta la o promovare sau la noi oportunități în jobul vostru actual. Horoscop 2024 pentru femeia RAC una dintre problemele cheie cu care se va confrunta femeia rac în acest an va fi problema locului ei în lume. În acest context, Jupiter, planeta filozofiei și a înțelepciunii, va juca un rol cheie. Anul va fi favorabil creșterii personale și dezvoltării spirituale. Femeia rac va fi inclinată să apeleze la filozofie, religie sau practici spirituale pentru a găsi răspunsuri la întrebările ei. Acesta este un moment în care femeia RAC va deveni mai matură și mai înțeleaptă. Anul acesta, femeia RAC se poate ocupa și de stima de sine și încrederea în sine. Poți începe să înveți noi abilități sau să te apuci de niște hobby-uri care te vor ajuta să devii mai încrezătoare în abilitățile tale. Eforturile tale în 2024 ar trebui să vizeze dobândirea de noi cunoștințe și abilități, dezvoltarea personală, precum și construirea de relații armonioase cu partenerii, colegii și interesele colegilor. Femeia ar actinde să-i pese mai multă de ceilalți și să-i susțină pe cei dragi. Anul acesta poți acorda o atenție deosebită relațiilor tale, în special cu familia și prietenii apropiați, pentru a le face mai armonioase și mai plăcute. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!